Bun găsit, domnilor și domnilor, la Brașovul Actual. Discutăm în această seară despre modernizarea municipiului Secele în anul 2017 și l-am alături de mine pe domnul primar Virgil Popa. Bună seara și bine ați revenit la noi, domnule primar. Bună seara. Domnule primar, cum a fost anul 2017 pentru dumneavoastră? Și dacă am putea să facem și o comparație cu anul trecut, cu 2016, ce ne puteți spune? Pentru acest an ne-am propus foarte multe din punct de vedere al administrației publice locale. Și aici mă refer în primul rând la proiecte importante pentru comunitate. Discutăm de proiecte din zona de sănătate, proiecte pe educație, proiecte pe infrastructură. N-a fost un an ușor. De ce? Pentru că ne-am propus să muncim foarte mult și am și muncit foarte mult, atât primarul cât și echipa din jurul primarului. Și eu cred că încheiem anul 2017 cu rezultate bune pentru comunitate. Și sigur, putem intra un pic în amănunt pe fiecare capitol. Vă rog, capitol, să le luăm pe fiecare și să începem cu sănătatea, parte. Pentru că este prioritară până la urmă. Știm foarte bine, proiectul legat de spital a fost un prim proiect al meu. S-a muncit intens începând cu anul trecut, din luna iulie. Am reușit anul acesta, tot în luna iulie, pe data de 19, să redeschidem spitalul după 6 ani de închidere. Și sigur, spitalul acum funcționează la parametrii foarte buni. Ce înseamnă foarte bun? Deja s-a încheiat contract cu Casa de Sănătate. Încă nu funcționează la capacitate maximă? Nu, pentru că încă nu avem spitalizare continuă. Se va întâmpla acest lucru undeva anul viitor, în luna aprilie-mai. S-a încheiat contract cu casa, cum vă spuneam mai devreme, atât pe partea de ambulatoriu, pe spitalizare de zi, pe camera de gardă, pe partea de farmacie. Deci, pașii s-au făcut foarte clar și foarte fermi în acest sens și, sigur, este deja o unitate medicală în toată puterea cuvântului. Dacă discutăm tot de sănătate, sigur și în acest an a fost un proiect important legat de modernizarea policlinicii municipale. Dar vreau să vă întreb înainte de a vorbi despre policlinică, cam câți pacienți cu aproximație au trecut pragul spitalului, domnule primar? Până acum câteva zile, peste 5.000 de pacienți au trecut pragul spitalului. De la redeschidere și până exact, în acest din moment. Data de 19 iulie. Deci lucrurile merg foarte bine. Foarte bine. Practic, acești 5.000 de oameni ar fi trebuit să vină la Brașov dacă nu se redeschidea spitalul. La spitalul județean, sigur. La UPU și știți acolo ce condiții sunt deocamdată. Nu sunt, oricum este aglomerație și acolo. Da. Am făcut pași importanți pe zona de sănătate. Sigur, la anul când se va redeschide și partea de spitalizare continuă, adică cu saloane, cu tot ce înseamnă, va fi mult mai bine. Avem și cadre medicale suficiente, începând de la, sigur, medici, asistente, infirmiere, personal auxiliar. În final, spitalul, undeva la jumătatea anului viitor, va avea în jur de 132 de angajați. A fost o provocare pentru dumneavoastră, știu, redeschiderea acestui spital și la ați început, întâmpinat foarte multe la greutăți. La început, mulți nu mi-au dat șanse. Domnule, este un proiect de campanie și va trece iarăși și se va uita despre el. Ei, m-am ținut cu dinții de acest proiect, nu numai că am promis, ci pentru că era absolut necesar acest spital pentru săceleni, dar a fost foarte greu. A fost foarte greu pentru că am întâmpinat greutăți mari pe partea de proceduri, nu neapărat pe partea de lucrări. Ce înseamnă și eu rețele interne electrice, termice, ci partea de procedură de redeschidere a spitalului. Dar am reușit, sigur, și cu sprijinul Ministerului Sănătății, sprijinul Casei de Sănătate din Brașov, DSP-ului și, în final, proiectul, eu zic, a reușit. Și sperăm să funcționeze și la capacitate maximă de anul viitor, așa cum va funcționa 100%, fără nicio problemă. Și vorbeați și despre policlinică, domnul primar. Iar și un proiect important pe zona de sănătate, sigur că da, o policlinică modernă în anii 90, ea a fost un pic uitată în ultimii 26 de ani. Sigur, afară era vopsi gardul uitată, și nu uitată, dar nu era necesară o policlinică era necesară, sigur că da. Și atunci, dar, ce s-a întâmplat? Arăta cum arăta pe interior și a fost o muncă, iarăși aici, de câteva luni susținută. Au fost finalizate lucrările în cursul lunii noiembrie, la finalul lui noiembrie și acum, sigur, este o policlinică de municipiu.
Iată, aveți o policlinică. Am vorbit despre sănătate, spuneați că pe educație ați realizat de asemenea proiecte anul acesta. Dacă anul trecut s-au alocat 800 de mii de lei pentru lucrări, de reparații, de tot ce a însemnat partea de școli, anul acesta am alocat 1 milion de lei, deci iată, am mărit deja bugetul cu peste 25%. Au fost lucrări importante realizate la fiecare unitate școlară, începând cu grădinițe, școli generale și licee. Pentru anul viitor ne-am propus proiecte mai mari și mai importante pe zona de educație și deja am alocat sau vom aloca o sumă de 1.500.000 de lei pentru lucrări în zona de educație. Și cred că de la anul se vor vedea mult mai multe tot ce înseamnă partea de lucrări pe școli. Și cu creșa? Cum stați, domnule primar? Creșa este un proiect, sigur, singurul municipiu din România fără creșă. Da? Proiectul este demarat, locația aleasă este în cartierul Electroprecizia. Deja avem terenul, deja se fac studiile de fezabilitate și eu cred că la anul vom putea finanța să demarăm acest proiect foarte important pentru săgeleni. Despre câți copii vorbim? Este vorba de 120 de copii. De 120 de copii, deci va fi o creșă cu 120 de locuri. Cum e posibil să nu fi avut săgelene o creșă? Iată, spuneți că este singurul municipiu care nu are o creșă. Săgelene a avut nu una, ci a avut două creșe. Și ce s-a întâmplat cu... Sigur. Toate spațiile respective au fost vândute de vechile administrații și, într-un final, am rămas fără locații, fără creșe, fără tot ce înseamnă partea aceasta foarte importantă pentru comunitate. Deci spuneți că sunt importante, dar iată că pe vremul s-au vândut... Deci vedeți, spitalul nu mai era, deși erau necesare. Policlinica era cum era, creșa nu mai este de foarte mult timp, dar sper ca în maxim 2 ani să avem și creșa finalizată. Cu centrul multicultural, știu că ați deschis acest centru multicultural foarte util pentru comunitate. Au loc spectacole acolo. Iată, și centrul a fost deschis în luna septembrie, chiar la început de an școlar. După o muncă iară susținută, pentru că a fost un proiect pe fonduri europene, un proiect blocat la un moment dat. Lăsat de izbeliște. Riscam să pierdem aproape 100 de miliarde de lei vechi. Iarăși a fost acolo o muncă susținută, cum vă spuneam. Am reușit să-l redeschidem, să-l deschidem acest centru. Sigur, acum este activitate zilnică acolo. Peste 2000 de oameni trec pragul lunar acestui centru. Sunt spectacole cel puțin două pe săptămână, atât pentru copii, pentru tineri, pentru adulți, pentru vârstnici. Sunt spectacole foarte frumoase, să știți. A început să intre un pic și această activitate de cultură, să știe lumea că se întâmplă ceva și la Săcele. Pentru că noi nu aveam nimica și mergem tot în Brașov. Ei, se întâmplă acum și la Săcele. Deci e foarte bine pentru comunitate. Sigur că este foarte bine. Și cu infrastructura, domnule primar, cum a fost anul acesta? Ce proiecte ați avut pe care le-ați realizat? A fost proiecte importante pe zona de infrastructură. Mă refer în primul rând la rețeaua de gaz metan, un proiect mare care a fost finalizat. Rețeaua de apă canal, s-au făcut lucrări pe câteva străzi din municipiu și aici spun Nicolae Colcea, că e vorba de strada Oitus Parțial, Bulevardul Brașovului. S-au și modernizat câteva străzi, inclusiv Bulevardul Principal, știți că erau mari probleme pe Bulevardul Brașovului. Iarăși s-au asfaltat străzile Nicolae Colcea, strada Oitus. Deci începem să arătăm a municipiu și în zona de case, nu numai în zona de cartiere, de blocuri. Au fost proiecte și pe zona de alimentare cu energie electrică, în zona Turcheș-Hotar, în zona de cartiere de blocuri s-au schimbat toate corpurile de iluminat și în multe zone din cartierul Baciu și Turcheș. Vom continua cu aceste proiecte și în cursul anului viitor. Deci au fost proiecte pe toate componentele.
gaz metan, alimentare cu apă canal, energie electrică și străzi modernizate cu asfaltări și trotuare. Și nu ar trebui să uităm nici de cartierul Gârcini, și acolo știu că vă propuneți proiecte importante. Urmează să fie asfaltate mai multe străzi, înțeleg, la anul, și vorbim acolo de un proiect în valoare totală de 7 milioane de euro. Da. Vă dau o veste bună în premieră. Acum un an de zile s-a înființat o asociație GAL Gârcini, grupul de acțiune locală, care sigur a avut ca scop principal atragerea de fonduri pentru acest cartier. În prima fază s-a realizat o strategie, un proiect câștigat pe fonduri europene, un proiect de 50.000 de euro. S-a depus această strategie și s-ar părea că este câștigătoare. Asta înseamnă că începând cu anul viitor vom putea fi finanțați pe diferite proiecte cu suma de 7 milioane de euro pentru cartierul Gârcini. Sigur că nu vom putea asfalta noi tot Gârciniul în câțiva ani, dar ne-am propus anul viitor o singură stradă să o facem. Deja am început câteva proiecte în Gârcini, pietruiri de străzi, pentru că străzile nu aveau nici măcar piatră, iluminat public stradar, deja s-au realizat 4 străzi din 13. Era uitat, practic, acest cartier. Era uitat. S-a făcut în zonă un recensământ local foarte important, pentru că nimeni nu știa câți oameni locuiesc acolo. Și am insistat foarte mult să știm exact cât sunt. Unii spuneau că sunt 10.000, 12.000. Nu este așa. Sunt până în 6.000. Mai exact, mai precis, 5.986, acum o lună și jumătate. Pentru că știm câți oameni sunt, știm deja nevoile dânșilor, problematica. Sigur, la anul vom intra pe aceste tipuri de proiecte pentru zona de Gârcini. Pentru că, dacă îi uităm, nu este bine. Ce faceți cu transportul public în zonă, cu transportul în comun? Înțeleg că nu există autobuz, nu există acces în cartierul Gârcini până în Gârcini, da. Ne-am gândit deja la o soluție și cred că o vom promova după 3 ianuarie. Vom prelungi linia actuală de autobuze, care se oprește la garaj, capătul de linie, până în cartierul Gârcini. Probabil că vor fi curse orare care vor face acest traseu, dar fără să afectăm celelalte curse care sunt curse regulate. Deci, cumva, suplimentăm și traseul cu aproape 1,5 km și cu cursele respective. Astfel încât cei care stau în Gârcini să nu mai parcurgă pe jos atâta drum până la prima stație și, sigur, să și decongestionăm transportul public restul de curse care există la ora actuală. Deci ne-am propus, sigur, să vedem ce înseamnă acest lucru. Sigur că vor fi niște costuri suplimentare, dar eu cred că trebuie să realizăm acel confort al cetățenilor care călătoresc cu transportul în comun din Săciune. De asemenea, va fi și o școală modernă acolo, cu peste 2000 de elevi, spuneați la un moment dat. S-au finalizat studiile de fezabilitate, avem tot conceptul, vrem să depunem acest proiect pe o axă nou înființată acum de finanțare pentru școli, în special în zonele cu romi. Și eu cred că la anul putem începe și acest proiect mamut pentru o școală nouă în Gârcini. Domnule primar, dar cum stați cu transportul în comun în municipiu? Mă refer aici, știu că erau probleme la un moment dat. Au fost probleme în special din cauza structurii de personal, mai precis a șoferilor. Da? Au plecat deodată 5 șoferi la Rad Brașov. Da? Și sigur că dacă plec de pe o zi pe alta, îți creează o mare problemă. Dar deja s-au găsit soluții, adică să fie mai bine plătiți. Unii s-au reîntors, că asta este. Parcul auto a început să fie înnoit, chiar dacă sunt autobuze second. Asta este, nu ne putem permite autobuze noi la ora actuală, pentru că un autobuz nou costă peste 300.000 de euro, din câte am înțeles. Am găsit autobuze second, dar foarte bune, aduse din Germania sau din Elveția, undeva la 15-16.000 de euro și e funcțional încă poate 10 ani. Autobuzele care erau foarte vechi, cele din anii 70, deja au fost scoase din funcționare. Mai avem câteva din anii 80, eu sper că la anul să uităm de autobuzele din anii 80 și sigur ne apropiem
către anii 2010-2015 cu aceste autobuze second, repet. S-au făcut și lucrări, câteva proiecte pe partea de transport în comun. Avem alt sistem de citire de bilete, de validatoare de bilete, un sistem modern. Biletele sunt, așa zise, bilete termice. Avem și un sistem de supraveghere video în autobuze, funcțional de aproape 2 luni de zile. Este foarte bun, deci fiecare autobuz are camere video, conectate atât la regia de transport local, cât și la poliție. Poliția locală. Au fost probleme pe vremuri, domnule primar? Au fost probleme, sigur, special cu cei din cartierul Gârcini, care creau probleme în autobuze, dar acum, de când s-au mutat, au scăzut. Așa. Și, sigur, sistemul Wi-Fi, în special pentru tineri, astfel încât să fie conectați non-stop la internet. Deci, iată, plus că s-au cumpărat anul trecut 2 autobuze second, anul acesta încă 2 autobuze și un microbuz pe care îl folosim în special pentru transportul de noapte. Dar ce facilități au pensionarii, elevii pe transportul în comun? Însă cele elevii au gratuitate, toți elevii, de la clasa 0 până la clasa 12, elevii care învață însă cele și elevii care vin din Brașov către Săcele au gratuitate. Pensionarii au deja au niște facilități de fapt și iară spun o noutate, începând cu 1 ianuarie a mărit pragul acestor sigur categorii de pensionari. De la 1 ianuarie cei care au pensie până în 800 de lei vor avea 16 călătorii gratuite, cei care vor avea pensie până în 950 de lei au 8 călătorii gratuite, 12, așa, și cei care au pensie până în 1150 de lei au 8 călătorii gratuite. Deci a mărit un pic această marjă. Despre câți pensionari vorbim? Aveți cumva un număr? Da, sigur că de asta. Cele sunt undeva în jur de 7200 de pensionari. Haideți să vedem. Dar cei care beneficiază de aceste facilități sunt undeva în jur de 5.000 de pensionari. Foarte mulți. Da. Haideți să vedem un pic ce spun săcelenii despre toate aceste proiecte realizate și revenim imediat. Nu prea cunosc așa bine, dar a făcut destule pentru spre proiectele oraș. Pentru oraș a făcut destule. E bine, eu sunt mulțumit, sau și din auzire din colegi, deci e promițător și suntem mulțumiți, să zic. S-a mai dezvoltat orașul în ultima perioadă? Păi, așa ca aspect, s-a dezvoltat, sau ce să zicem de... Deci e bine, na. Da, un pic, da, a evoluat, s-a ridicat. Și sperăm și mai mult. Mai sunt de făcut? Sunt destul. Săcelele-i praf. Asfaltul e praf. Mai trebuie făcut. E foarte bine, foarte bine. Proiectele a evoluat orașul Săcele în ultimul an? Cât de cât, nu chiar, dar cât de cât, că drumurile sunt cam așa și așa. În ultima perioadă, da, s-a văzut că s-a făcut ceva, cartier aici, altceva. Ce primar bun, după părerea mea, acum nu știu. Și despre proiectele mari? Dacă le realizează, e bine. Dacă nu... E cam o părere foarte proastă. De ce? Fiindcă am vrut să-mi bag gazul și nu mi s-au aprobat. De restul proiectelor din Săcele? Și lemne am făcut cerere și nici lemne nu s-o dat numai la nevoiaș. Din octombrie eu cu ce încălzesc copiii? N-am cu ce încălzesc copiii. Așa că foarte rea. Eu sunt mulțumită de el, sunt chiar foarte mulțumită de tot. Și nu numai eu, și copiii mei, și cu cine am mai vorbit așa cu prietenii, sunt nemulțumită de el. Ce să spun mai mult? Sunt nemulțumită să meargă înainte așa. Dumnezeu să-l ajute. Ce zic, care e sufletul bun, se vede, care e sufletul bun, curat, se vede, ține cu noi, adică cu omenirea, nu numai cu noi. Cred că cu toată lumea, că se vede. Nu, mi-a fost coleg de servici, de birou și tot respectul. Un inginer deosebit și tot respectul pentru domnul Popa Virgil, da. Un primar foarte bun gospodar, adevărat primar. Ar mai trebui făcut ceva în Săcele? Normal, trebuie făcut, că limita banilor, dar s-a făcut lucruri multe și frumoase.
Iată ce spun săcelenii. Sunt în general mulțumiți, spun că sunteți un gospodar, că faceți lucruri bune și frumoase, dar sunt câteva persoane care s-au plâns totuși de lemnele de foc. Ce se întâmplă cu lemnele de foc, domnule primar? Este primul an când am gestionat noi primăria lemnele de foc. Da, erau mari probleme înainte. Acum? Dacă anul trecut au fost livrate către populație în jur de 6500 de metri steri, anul acesta, până în ziua de ieri, s-au livrat aproape 10.000 de metri steri lemne de foc. Sigur, încă insuficiente. Pentru acest an s-au aprobat în jur de 11.500 de metri steri de lemn de foc. Sigur, și din cauza vremii și din cauza că nu mai este structură de personal pentru exploatarea pădurilor, s-au întârziat un pic aceste livrări, dar am decis să livrăm și în decembrie și în ianuarie cererile care erau pentru anul acesta depuse, urmând ca de anul viitor, noi avem deja și un depozit realizat, acum este gol, bineînțeles, din anul 2018, lemnele de foc vor fi livrate doar din depozit, începând cu luna aprilie. Anul viitor iarăși vor fi centralizate cererile pentru lemne de foc la primărie, începând cu 3 ianuarie până la 31 martie. Deci eu și pentru anul viitor ne-am propus să creștem iarăși această cotă de tăiere pentru lemne de foc undeva până în 15.000 de metri steri. Eu sper ca la anul pe toată lumea să-i putem servi, cum se zice, cu lemnele de foc. Să nu mai există probleme. Da. De asemenea, o persoană a amintit și de drumuri, că nu sunt asfaltate, mai sunt încă drumuri neasfaltate. Sigur că mai sunt, însă cele sunt 228 de străzi, dintre care doar 58 asfaltate, vă dați seama. Mai e mult de muncă. Procent. Mai este mult de muncă. În special străzile din cartierele Baciu, Turchie, Cernatu, zona de deal, cum ar veni, sunt străzi neasfaltate. Ne-am propus ca începând de anul viitor să asfaltăm cel puțin 10 străzi, minim 10 străzi în fiecare an, astfel încât, știu eu, într-un termen de 10-12 ani, să putem asfalta tot orașul, pentru că este un oraș greu, un oraș de munte, străzile cam toate sunt în pantă și nu este chiar foarte simplu ca să poți realiza aceste lucrări de infrastructură. Ați avut foarte multe proiecte, lucrări realizate, așadar încheiate. Vreau să vă întreb totuși, cum stați cu gradul de îndatorare la primărie în această situație? Am spus-o de foarte multe ori, primăria Săcele are bani. Nu ne-am plâns și nu o să ne plângem niciodată, sper că nici de la anul, deși am văzut că sunt unele măsuri fiscale pentru anul bugetar 2018, dar sper să nu ne afecteze foarte mult. Gradul de îndatorare nu este unul foarte mare, este undeva în jur de 6%, deci este foarte, foarte mic, deși avem două credite pe care le plătim acum în fiecare lună, două credite luate de vechile administrații, unul expiră chiar în 2019, îl vom plăti integral și altul în 2026. Dar asta nu înseamnă că nu avem bani. Deci avem bani și cred că ne putem descurca onorabil și în anii viitori. Ce proiecte majore aveți pentru anul viitor? Ați amintit câteva în emisiune? Da, proiectele mari sunt pe partea de infrastructură și mă refer în special la cartierele Baciu-Turchie și e vorba de alimentări cu apă potabilă și canalizare, pentru că nu le putem asfalta până nu facem aceste lucrări. Vor fi lucrări iarăși de înlocuire, corpuri, iluminat stradal, în special parțial în cartierul Turchie și urmând și cartierul Hotar Cernatu până în Satul Lung, deci anul viitor vom finaliza acest proiect cu schimbarea corpurilor de iluminat și sigur vor fi și proiecte pe partea de alimentare cu energie electrică al noilor cartiere. Plus asfaltări în cartierul rezidențial, de fapt, dar nu prea arată, cartierul Anele Bunloc. Sper că la anul să-l putem asfalta tot cartierul. Și, sigur, lucrări importante și în cartierul Camping Apărece. Vedeți că au apărut cartiere noi în Săcele, cartiere cu oameni care au potenți financiar, care au vrut condiții speciale, dar, din păcate, nu s-a reușit până acum. Noi sperăm ca de anul viitor ca toată lumea să aibă condiții mult mai bune decât au avut până acum. Sperăm. Și pentru că tot se apropie Crăciunul, ce evenimente aveți în această perioadă în municipiu, domnule primar? A fost acum o săptămână, deci în fiecare weekend din luna decembrie a fost câte un
eveniment important. Dacă în 8-9 decembrie a fost festivalul datinilor de Crăciun, la prima ediție, unde au participat peste 400 de dansatori, da? 20 de... Un număr impresionant. Formații au fost și din Bulgaria. Weekendul trecut, sigur, a fost iarăși un festival al colindelor de Crăciun, la a noua ediție. Sala a fost arhiplină. Deci începe să se miște și activitatea culturală a Săcele, pentru că în ultimii ani a cam stagnat. Deci avem evenimente. Sigur, copiii vor colinda joi, tot la sala de sala mare de spectacole. Deci în fiecare weekend sau în fiecare de cam de doar pe săptămână avem evenimente la Centrul Multicultural și Educațional. Da. Iar Secelele s-a transformat într-adevăr în acest an. Din păcate am ajuns la final, domnule primar. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența. Vă mulțumesc și eu de invitație. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți cu bine și în actualitate. Sunt Diana Goșman. Vă doresc o seară frumoasă. La revedere! Industrial Metrom urează tuturor colaboratorilor Crăciun fericit, sănătate și prosperitate. Sărbători fericite!